Bună ziua, bine v-am găsit. Reluăm seria de emisiuni de zi cu zi. De această dată abordăm o temă economică cu un invitat special, un tânăr, politician, dar și antreprenor. Și vrem să discutăm despre mediul de afaceri, despre ce ne oferă anul 2023 din punct de vedere al investițiilor. Este momentul în acest, să zicem, la anul să investim sau să ne retragem? Domnul Răzvan Bujac. Vă mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Mă onorează și sper să avem o discuție constructivă. Din punctul meu de vedere, cred că suntem în fața unei instabilități majore, dată de liderii noștri. De ce vă spun asta? Pentru că la începutul anului, liderii noștri ne spuneau că nu vor fi creșteri de taxe, impozite, tot acest mediu va fi oarecum stabil. Și acum, la, cred că, nu știu, 5 luni distanță, avem așa, creșteri de taxe și impozite, modificări majore, toate date spre micii întreprinzători, nu spre mari întreprinzători. Nu vorbim de multinaționali, pentru că pentru multinaționali s-a făcut un lobby masiv și au fost îndeplinite interesele lor, să zic așa. Pentru mici întreprinzători, între care mă număr și eu, cred că, din punctul meu de vedere, au fost puse multe, multe bețe în roate. Ce putem face? Ce putem face? Cum gândiți dumneavoastră, din punct de vedere politic, ca tânăr politician, că ar trebui să facem în acest moment pentru a îndrepta aceste lucruri? Păi, în primul rând, trebuie să fim cât mai vocali, să enfazăm greșelile pe care aceștia le aduc, să punem în lumină mai multe rapoarte. Spre exemplu, vă dau un singur exemplu. În 2020 am modificat acea prevedere oarecum aberantă în a supraimpozita contractele part-time. E, bine, acum se revine această supraimpozitare. Deci ai avut 2 ani de buffer și după aceea ai revenit cu aceeași măsură care nu a dat rezultate. Ce s-a întâmplat? În 3 luni de zile, 4 luni de zile, din piață au dispărut undeva la 180.000 de locuri de muncă. Ceea ce este un lucru aberant. Adică tu ce vrei? Vrei să crești nivelul de taxare și impozitare. Tu vrei să aduci bani la buget. Dar tu ce faci? Tu, de fapt, nu aduci bani la buget. Tu creezi un buget neperformant. Dar se vede foarte mult pe piață faptul că micii întreprinzători au mari probleme, micii întreprinzători sunt cei care cotizează, așa să zicem în ghilimele, la bugetul de stat. Cei mai corecți, da, așa este, actori pe piața economică sunt micii întreprinzători. Exact cum a spus, că marii antreprenori au, bineînțeles, un sistem de lobby foarte bine stabilit și reușesc să-și reprezinte interesele. Ce fac micii întreprinzători? Ce pot face? Păi, în asemenea condiții. În principiu, mici întreprinzători, cred că am citit un studiu recent. Mici și medii, hai să spunem. Vorbim de IMM-uri. IMM-uri, da, vorbim de IMM-uri. Da. Cred că undeva la 48 spre 49% din tot ce înseamnă contribuția către PIB. Deci 48-49% din PIB-ul României. Este o forță foarte mare, dar sunt disipați. Ei n-au acel sentiment de a se coagula. N-au reprezentanți și dacă au reprezentanți, probabil sunt reprezentanți nevocali, ei trebuie să-și expună până la urmă ofurile, să zic așa, neajunsurile. Cum am făcut și eu de altfel? Am început într-un business acum 12 ani, tânăr, cu entuziasm, cu drive și la un moment dat m-am potignit și am zis, ok, bun, pe lângă acest business trebuie să fac altceva, să pot să-mi reprezint interesele, pentru că eu sunt doar un simplu jucător pe bancă. Eu trebuie să intru în meci să văd dacă pot să rezolv anumite probleme. Nu neapărat să le rezolv, cât să fiu vocal, încât să le expun. Și acum, cred că mai bine de 6-7 ani, am intrat în politică. Din perspectiva mea, nu neapărat că am reușit. Am reușit să intru în mediul acesta, în care, la un moment dat, prin puterile mele, voi încerca să schimb ceva. Că vorbim de legislație, că vorbim de politici publice, că vorbim de a mișca focusul către multinaționale, spre mici întreprinzători, de a-i ajuta, de a crea politici publice coerente, pentru că în momentul de față suntem în această situație. Nu sunt niște politici publice coerente. Vă dau un exemplu. În 2020 au început acel program de microgranturi.
Știți foarte bine, zeci de mii de dosare depuse, statul român avea capacitatea de a analiza, s-au acceptat, s-au analizat și acceptat mii din acestea și ghiciți ce se întâmplă acum. Acum acești oameni care au primit finanțarea respectivă primesc notificări să dea banii înapoi. Pentru că se găsesc anumite chichițe, că de fapt nu sunt depuse nu știu ce acte, că era în dificultate la un moment dat, tu ca întreprindere. Păi bun, dacă era nu trebuie să ajuți oamenii care sunt în dificultate, tu vrei să ajuți oamenii care produc profit, dacă produc profit, n-au nevoie de ajutorul tău. Și acum tu vii și le ceri banii înapoi, le pui popriri pe conturi, ceea ce mi se pare un lucru aberant. Gândiți-vă că avem un premier liberal. De dreapta. Dar chiar reprezintă interesele întreprinzătorilor, antreprenorilor români, acest guvern? Păi eu, din punctul meu de vedere, cred că nu. Dacă ar fi un guvern liberal cu adevărat, ar avea un om de succes în business care ar trebui să conducă mișcarea asta, partidul ăsta. Au un om de succes, dar cu tot o altă parte. Probabil, din prisma conjuncturii actuale, asta implică, nu știu cum să zic, implică oameni de genul ăsta. Dar la un moment dat, trebuie să existe un model de succes. Că fără modele de succes noi nu avem, adică nu ții niciun ghidaj în viață. Doar din ce? Din cărți sau că mă inspir eu din... Abar n-am, că sunt videoclipuri pe YouTube și așa mai departe. Și speech-uri motivaționale când sunt pe toate rețelele de socializare. Nu, trebuie să ai un om care a dovedit ceva și a făcut ceva. Este o mare problemă în sensul că de acum la guvernare se află o coaliție. O coaliție dintre un partid care se numește liberal și un partid social-democrat. Noi, de exemplu, în acest moment nu simțim sub nicio formă acea componentă liberală. În condițiile în care centrul atenției este concentrat spre două categorii, atât pensionari și funcționari publici, demnitari funcționari publici. Deci este vorba de cei care consumă, nu care produc. Produc, exact. Dar culmea este că speech-ul liberal l-au cei de la PSD, culmea. Adică au un procent mic acolo, dar l-au. Pe când cei de la PNL nu l-au deloc, absolut deloc nu l-au. Și nu își reprezintă interesele propriului partid. Păi atâta timp cât tu în statut ai că acel paragraf că reprezinți inițiativele individuale și tu nu faci asta, te absorbi de orice credibilitate, mă gândesc. Da, din păcate, acest guvern nu gândește decât în termeni electorali. Asta este părerea mea. Atâta timp cât PSD-ul reprezintă o voce mult mai puternică decât PNL-ul și impune agenda, adică, mă rog, mergând numai pe măsuri sociale, numai pe susținerea pensionarilor și a funcționarilor, liberalii, în loc să contracareze cu luarea unor sau propuneri, să se vină cu propuneri liberale, adevărat liberale pentru susținerea sectorului privat, ei au intrat într-o această competiție a demagogiei. Da, probabil. Dacă PSD-ul spune că oferă pensionarul 15%, 10%, au venit liberalii, după aceea nu, noi propunem 15%, ceea ce este, din punctul nostru de vedere, absurd. Da, culmea este că negociază între ei interesul nostru, când ar trebui să-l până la comun. Ei își negociază cât e procentul, cum e procentul, care e postul, unde e postul, cât ies eu, cât nu ies eu. E o discuție total greșită, din punctul meu de vedere. Ca politician, cum vedeți o asemenea situație? Pentru că, din păcate am văzut că există această tendință a politicienilor să gândească din punct de vedere electoral. În sensul că ei zic în felul următor: noi, în 2024 sunt alegeri și trebuie, într-un fel sau altul, să ne orientăm spre acele categorii care ar putea să ne voteze. Și din păcate, această gândire este pusă în practică în zilele noastre. Se vede foarte clar că bugetul pe anul viitor este creionat în funcție
de mărirea pensiilor și de mărirea salariilor funcționarilor. Dar nu am văzut, sub nicio formă, discuții la nivelul guvernului, ce se va întâmpla cu mediul privat. Ce vom face în 2023? Ca noi care lucrăm în sectorul privat să putem să ne facem treaba până la urmă. Foarte complicat. Eu mă gândesc la altceva. Ei nu s-au gândit la electorat și la alegeri. Pentru că dacă te-ai gândit la alegeri și la electorat, nu ai crește taxe și impozite, nu ai da în mici întreprinzători, nu ai crește dividende de la 5 la 8%, n-ai supraimpozita part-time, n-ai scădea de la 1 milion la 500.000 acel prag pentru impozitul pe profit. În primul rând, mie mi se pare, și am văzut creionarea asta și ce se va aplica de la 1 ianuarie, mie mi se pare aberanca pentru un tânăr care își deschide mâine o firmă, dacă nu are niciun angajat, trebuie să treacă instant la impozit pe profit, 16%. Nu am mai văzut nicăieri această gândire. Tu, în loc să-l încurajezi să fie cât de cât, să pună cărămidă cu cărămidă, să ajungă undeva, tu deja ai pus o piedică și l-ai lăsat acolo unde e. Și pentru alții te duci spre consultanță și mai departe, în care ei găsesc instrumente să-și exporte profitul și să-și le înmulțească. Focusul cred că n-a fost niciodată, cred că în ultimii 30 de ani n-a fost niciodată pe mici întreprinzători. A fost către middle, cei mari, a fost totdeauna latura socială, ceea ce nu e un lucru rău. Dacă latura socială să existe, trebuie să fie oameni care aduc au fost niște drepturi câștigate de mici întreprinzători, să fim corecți, în guvernarea Ponta. Deci guvernarea Ponta a venit cu această măsură foarte bună, cu 1 și cu 3%. Ceea ce a fost o măsură foarte corectă față de micii întreprinzători și lucrurile păreau că merg pe făcașul normal. Dar, din păcate, aceste drepturi au fost furate, luate în mod mizerabil, ca să spun așa în ghilimele, scuzați-mă de expresie, de această guvernare. Deci, și ne punem întrebarea de ce, că tot hai să discutăm și la nivel politic. Pentru a mări salariile funcționarilor și a demnitarilor și a clientelor politice, aveau nevoie să ia de undeva bani. De unde puteau să ia bani? De unde era cel mai facil, cu siguranță. De la aceste de la oameni care aduc bani la buget. Exact. Exact, în perioada de criză. Exact, așa este. Înainte de guvernarea Ponta a fost prima guvernare liberală, cu adevărat. Guvernarea Tăriceanu. Și în guvernarea Ponta am făcut și noi parte și ne-am spus și noi oarecum de a ne impune anumite politici publice. Exact, a fost o perioadă de guvernare liberală, deci Tăriceanu și după aceea Ponta. Dar după ce s-a întâmplat, PNL-ul se vede foarte clar că nu mai este liberal, ci este penelist. Este populist. Atât timp cât și-a ales familia Popularilor Europeni, cu siguranță este populist. Batista Pețambal cred că este singura lor zincă, mă gândesc. Dar totuși, le puteți spune ce putem face de la anul? Dați niște sfaturi totuși micilor întreprinzători, ce ar putea să facă până în 2023? În afară de a ne conforma, cu siguranță eu sper din tot sufletul ca anumite schimbări legislative să fie întoarse. Cum am dat exemplu cu acest impozit pe profit pentru firme nou înființate care nu au niciun angajat, care sunt în continuare mi se pare aberant. Altă idee de a contracara, eu nu văd. Eu văd că e o politică sistematică de a supri fenomenul ăsta. Adică cineva care a performat până acum o să performeze cu siguranță și de acum încolo. Că e 16, că e 15, că e 1, că e 3, că e 5, că e 8. Da. Dar nu va performa la fel de bine cum a performat în trecut. Da? Va performa, dar va fi suprataxat. Că, de fapt, și impozitul pe dividende, ceea ce într-o economie reală este o suprataxare. Atâta timp cât tu plătești un impozit, statul vine și îți mai spune încă o dată, eu trebuie să plătesc impozit la impozitul respectiv. Pe lângă asta, trebuie să mai plătești și asigurări sociale. Încă o dată, e triplă taxare, nu este dublă taxare. Apropo de chestiunea aceasta, am aflat zilele trecute, ce vor să mai facă indivizii ăștia? Deci, tu dacă vrei să economisești,
Bineînțeles că te duci către bănci, deci să depui o sumă de bani pentru a putea să ai pentru zile negre. Acum, ce au gândit băieții? Să bage CASE la aceste depozite. Am înțeles. De la o anumită sumă de bani în cont, dacă depui o sumă de bani mai mare în bancă, sub formă de depozit, ei să ia să te suprataxeze, deci nu mai zic că să e vorba de comisioanele pe care ți le-a banca, vine și statul peste tine, așa că să-și ia un procent pentru a plăti CASE. Curmea este că politica la noi în țară nu este de a încuraja oamenii să depună banii în bancă și să obțină dobândă pe banii respectivi, pentru că dacă te duci mâine și depui 10 lei în bancă, ai o dobândă de 3 ori mai mică decât inflația. Adică risca după un an de zile să nu mai te întorci cu 10 lei, te întorci cu 9 lei sau 6 lei. Și asta cine este de vină? Nu e banca, e sistemul în întreg, că nu încurajează fenomenul ăsta. Pentru că oamenii care acumulează au voce. Cei care au credite și au datorii în ghilimele, să zic așa, sunt buni acolo, pentru că nu ridică niciodată capul. Devenim într-un fel sau altul sclavii statului. Nu neapărat că sclavi, dar îți pierzi glasul. Cam așa e. Nu poți să mai te ridici, nu poți să mai devii independent. Mâine nu poți să zici, băi, nu mai mă duc în locul respectiv sau la jobul respectiv, pentru că nu consider că e ok. Că nu, drepturile mele nu sunt expuse, nu sunt bine reprezentate și așa mai departe. Atâta timp cât ai capul jos, ceea ce ai noștri doresc, nu cred că dorește nimeni altcineva. Tot noi între noi ne facem rău. Ai o voce, simplu. Și nu poți să te ridici de pe scaun. Și apropo de criza asta pe care o trăim, mă rog, mie mi se pare că este într-un fel sau altul o criză artificială, cine a câștigat cel mai mult de pe urma acestei crize? Păi cine a câștigat? În mod normal, un sistem așezat câștigă cel mai de pe urma acestei crize. Și noi trebuie să câștigăm de pe urma acestei crize. Suntem exportatori de energie. Trebuie să câștigăm, dar văd că n-am câștigat mare lucru. Au câștigat mari jucători, cu siguranță. Noi suntem... Și cine este cel mai mare, după părerea noastră, cel mai mare câștigător? Cel mai mare? Mie, de pe piață sau de pe, din... De pe piață, de pe piața românească, din punctul nostru de vedere. De pe piața românească, n-aș putea să dau un exemplu de pe piața românească. Dar toți jucătorii în energie sunt cei mai mari câștigători. Toți intermediarii în energie sunt cei mai mari câștigători. Pentru că un leu ieri s-a transformat în 3 lei... Consumul. Haideți să vă propun un câștigător și putem dezbate pe subiectul acesta. Statul. Cu siguranță statul, pentru că statul colectează taxe și impozite. Probabil, de aceea spune și dumneavoastră că este o criză artificială, să zic așa. Tu ai lărgit pălăria de a colecta bani. Acum nu mai colectezi de la individ un leu, colectezi 30 de lei. Pentru că există această criză energetică și toată lumea când... există o instabilitate, tinde să se conformeze. Haideți să ne gândim, mă rog, bineînțeles că noi suntem foarte revoltați când marile companii își anunță profiturile. De exemplu, OMV-ul și-a triplat în ultimii ani profitul. Da. Dar haideți să ne gândim, 40% din acțiunile la OMV Petrom. Da, la statul român. La statul român. Deci statul român este unul dintre cei mai mari beneficiari a acestei crize. A colectat taxe și impozite anul ăsta. Deci, mă rog, individul acesta care se află la nivelul ANAF-ului, așa, a spus că a crescut nivelul de colectare cu 20-30% față de anul trecut. Ce înseamnă asta? Asta nu înseamnă că au devenit băieții deștepți peste ani și reușesc să pătrundă în zonele astea de evaziune fiscală. Hai să fim serioși. Nu, că te duci și ai dat... Aceste colectări au crescut în urma inflației, în urma crizei, în urma profitului de pe urma acestei crize. Deci statul este cel mai interesat ca această criză să funcționeze. Da, până la un moment dat, tot banii ăia trebuie să incluzi într-un buget care va fi preconizat pentru anul viitor. Da, exact. Dacă din pălăria asta nu încep să distribui,
către viitor, că de fapt, de ce vrem noi? Noi vrem investiții, nu? Investiții și cine adună? Mi-aduc... Noi vrem. Noi, da, poate noi doi, nu știu, statul, nu știu dacă vrea neapărat. Știi ce vrea statul? Să mărească de la anul, deci pe lângă faptul că au crescut cu 20, 30, 50% la nivelul unor funcționari salariile, la anul vor să mărească cu 10% toate salariile bugetarilor. Deci cu 10%. Din punctul meu de vedere e un fum în ochi ăsta. Atâta timp cât e inflația 15%, tu ai mărit degeaba cu 10%. Cu oamenii sunt în pierdere cu 5%. Da, dar dumneavoastră vă permiteți în acest moment ca antreprenor să măriți cu 10% sau 20% salariile angajaților? Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Da, tocmai, statul își reprezintă oamenii. La noi e mai greu să ne reprezentăm oamenii. Că da. Statul își reprezintă oamenii din buzunarele noastre. Noi asta ne reprezentăm doar din buzunarele singularele. Statul este gestionarul buzunarelor noastre. Deci statul are bani de la noi și trebuie să-i gestioneze așa cum trebuie, ca să reprezinte și interesele mele. Dar în momentul acesta, statul cu interesele cui le reprezintă? Pentru că ale noastre, ale celor din sectorul privat, sunt nicio formă nu le reprezintă. Pe cu siguranță n-a cum să le reprezinte atât cât speranța de viață a unui guvern în România e undeva la între 6 și 8 luni. Ei se gândesc la ce se va întâmpla luna viitoare. Nu avem în cap un plan multianual de dezvoltare, investiții pe 5 ani, 6 ani. Noi ne raportăm la chestii punctuale, actuale și nu ne gândim la rezultate viitoare. Niciodată. Am auzit o vorbă foarte mare. Sunt vremuri foarte mari, dar suntem conduși de oameni foarte mici, care nu văd vremurile astea mari. Din păcate. Exact. Da. Și interese foarte mici. Și foarte, foarte, foarte înguste, mai bine spus. Da, noi suntem învățați, nu noi doi. Noi da. Ca... Când da. Zic noi, zic de conducătorii noștri. Suntem învățați să lăsăm capul jos, să nu ridicăm glasul, să nu ridicăm vocea, să nu fim un spin așa în spinarea lor, să când deschid ușa să ne dăm la o parte. E complicat să performezi așa. E complicat să asculte cineva de tine. E complicat să ai o conducere fezabilă, performantă. Trebuie să ai niște oameni care sunt demni, care au dovedit ceva, care privesc spre viitor, care au oarecare siguranță în mâinile lor. Nu știu, eu consider că ceea ce se întâmplă în zilele noastre ar trebui să fie o lecție pentru dumneavoastră ca tineri politicieni. Exact un exemplu de nu fă așa. Deci este o lecție pe care ne-o predau acești indivizi. Cum să spun, într-un fel sau altul, ne atrage atenția asupra unor lucruri și noi în momentele astea trebuie să fim cu capul deschis pentru că trebuie să luăm atitudine. De aceea, dumneavoastră, ca și tânăr politician, trebuie să faceți foarte mari presiuni pentru a schimba această situație care nu este confortabilă. Noi am fost întotdeauna vocali și o să fim vocali și în continuare, cu siguranță. Sperăm ca lucrurile să cearnă. Ce înseamnă lucrurile să cearnă? În sensul în care societatea să-și dea seama de fapt ce conducători are. Dacă îți dai seama, nu în totalitate, dacă îți dai seama spre ce se duce acel sistem de guvernare, acel conducător, te revolți. Dar noi am pierdut capacitatea de a ne revolta. Noi am pierdut capacitatea de a ieși undeva să ne zicem oful. Că altfel la un pupitru nu schimbi nimica, cu o vorbă nu schimbi nimica. Cu 100.000 de vorbe spuse de 100.000 de oameni, cu siguranță ai o voce și poți schimba ceva. Atâta timp cât noi nu ne asociem și nu suntem cât mai vocali, cred că avem numai de pierdut. Și aici vorbesc și în mediul politic și în cel antreprenorial. Când nu există acea coeziune și acel spirit de unire, așa, de unitate, avem numai de pierdut. Deci atragem atenția statul român. Vedeți că din urmă vin foarte multe nemulțumiri, din urmă vine o revoltă a societății românești. Vedeți ce faceți, pentru că o să venim peste voi. La revedere! Mulțumim!